patrilor didactice care depun suflet, depun talent, depun dăruire pentru ca să creștem o Moldovă mai sănătoasă, mai frumoasă, mai prosperă. Deci, astăzi suntem aici pentru a concluziona o campanie întreagă desfășurată de SEAM pe întreaga lună martie, cu mult efort, cu mult deplasări și așa mai departe, și în teritoriu sunt copii talentați și copii cărora le pasă. Asta ne face să credem că suntem aici pentru o cauză nobilă, suntem aici pentru ca să conștientizăm și să păstrăm ceea ce e vital vieții. Ce ați face dumneavoastră fără apă? V-ați putea imagina o singură zi fără apă? Nu cred. Haideți aici împreună, nu suntem pentru a face cuiva reclamă, suntem aici pentru a celebra, suntem aici pentru a conștientiza, suntem aici pentru a ne uni eforturile. Vă mulțumesc frumos și în continuare. Mulțumim, Daniela Bordeianu, ea va rămâne alături de noi, bineînțeles. S-ar putea să credeți că nu face nimic ora asta în care ne-am strâns împreună și poate doar vorbim despre apă, poate doar urmărim niște copii care ceva fac, niște adolescenți care ceva fac, dar o oră de gândire asupra acestui subiect, subiect de fapt vital, pentru că Daniela are perfectă dreptate, fără apă nu putem face nimic, din câte știu eu, 4 zile fără apă te lasă aproape dus pe lumea cealaltă, astfel încât adesea noi nu realizăm importanța apei, pentru că zilnic o consumăm. Nici nu vreau să vă îndemn să încercați 4 zile să nu consumați apă. Nu. Vreau să vă îndemn să consumați responsabil apă. Apă responsabilă. Și la fel să faceți și cu oamenii ce vă înconjoară. Începând cu oamenii dragi. Dar ce reprezintă apa pentru tinerii din țara noastră? O parte din acești tineri ne vor arăta în clipele ce urmează. Pentru a produce 10
de astăzi sunt pentru a produce o școală de cuștiuie, iar 91 de litri sunt folosiți pentru a produce 500 grame de plastic. Apa este energie. Deoarece apa și energia sunt prieteni nedespărțiți. Aceștia sunt prieteni naturali. Apa este utilizată pentru a produce energie. Energia este utilizată pentru a furniza apa. Astăzi, 80% din apa generată provine de la electricitate termică. Apa este sănătate. Mâinile curate îți pot salva viața. Oamenii pot trăi fără mâncare săptămâni întregi, iar fără apă doar câteva zile. Mâinile curate, spălate regulat, pot elimina microbii și evita bolile. Apa este egalitate. La Pământ, femeile petrec circa 2 milioane de ori pentru a aduce apă. Deci, investiți în sisteme de canalizare pentru a economisi timpul femeilor să nu aducă apă. Ce este apa? Apa este însuși viață. Crezi că poți trăi fără apă? Te înșeli. Pământul nu are resurse inutilizabile. Deci, de ce tot mai mult oamenii trebuie să irosim aceste resurse, care avem poștine. Deci, hai să continuăm. În timp ne spălăm dinții, putem închide robinetul. Astfel, economisim 6 litri de apă. În timp ce ne săpunim mâinile, închidem robinetul tot într-o emisie apă. În loc să faci baie la cadă, mai bine pe un duș. De fiecare dată, după ce folosiți robinetul, asigurați-vă că este bine închis, astfel evitând curgerile de apă. De asemenea, verificați țevile, pentru că acestea adăugăsunde ce trebuie reparate, evitând curgerile de apă. Clorul este dăunător atât pentru om cât și pentru apă. La alberea hainelor în loc de clor, putem folosi bicarbonat de sodiu. După ce folosiți uleiul, nu-l aruncați în cuvete. Țineți-l într-un vas și aruncați-l la gunoi, deoarece acesta este foarte dăunător pentru apă. Nu aruncați deșeuri în parcuri și locuri publice. Vedeți? E simplu. Totul stă în mâinile noastre. Deci, fii responsabil! Prețuiește apa! Mulțumim tinerilor! Un proverb spune că din gura copiilor iese adevărul, iar noi suntem onorați să îi avem alături pe micuții frumoși responsabili preșcolari a instituției 225 în frunte cu doamna Lidia Cojocaru. Să ne spună ei în acest moment ce înseamnă pentru ei apa. Hai să îi încurajăm cu aplauze. Aceștia au nevoie dublu de aplauze. Și de ce o bea? A, și cât va fi ea?